Decizia susțin oficialii Direcției de Sănătate Publică Gorj este temporară. Centrele care se închid sunt în Târgu Jiu, Stoina, Turceni și Bâlteni. În continuare rămân funcționale 15 centre. De la debutul campaniei de vaccinare, peste 130.000 de gorjeni s-au imunizat. Circa 60.000 au primit ambele doze de ser contra COVID.